Un raport al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din această lună confirmă în 2016 58 de cazuri de infecție West Nile în România, virusul transmis prin înțepătura de țânțar și 5 decese. Iată care sunt simptomele infectării și ce ne recomandă medicii. Cele mai multe cazuri de infectare cu virusul West Nile nu sunt grave, mulți dintre cei contaminați nu prezintă niciun simptom sau simptome asemănătoare unei gripe ușoare, cum ar fi dureri de cap, dureri musculare și febră. Probleme grave ca encefalita sau meningita apar la mai puțin de 1% din persoanele infectate, dar acestea pot să fie fatale. Semnele unei infecții severe pot include slăbiciune musculară, dezorientare, crize convulsive și pierderea conștiinței. Virusul nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătură de țânțar. Cele mai multe persoane infectate cu acest virus fac parte din grupa de vârstă 70-79 de ani, iar cele mai puține cu vârsta până la 19 ani. Dintre persoanele decedate în cele 4 luni, două au fost din Ialomița și câte una din Iași, București și Mureș. Medicii recomandă evitarea expunerii la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, utilizarea substanțelor chimice repelente de țânțari, împiedicarea pătrunderii țânțarilor în casă cu ajutorul plaselor de protecție, asigurarea desecării băltirilor de apă din jurul gospodăriilor, îndepărtarea recipientelor de apă stătută și a gunoiului menajer.